Bună seara, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de administrație publică. Este marți și momentul să vedem ce se mai petrece prin urbea noastră, prin județ și, de ce nu, prin România. Traversăm o perioadă nu tocmai favorabilă atât economiei, cât și din punct de vedere social. Știm cu toții, din cauza epidemiei de SARS-CoV-2 s-au cam dus pe apa sâmbetei toate planurile de creștere economică, de bine până la urmă pentru români și pentru întreaga omenire. Virusul acesta perfid, acest dinamic invizibil, a dereglat destul de serios economiile naționale. Dacă nici până să înceapă epidemia, mai exact 26 februarie 2020, nu stăteam foarte, foarte pe roz, ca să spunem așa, din punct de vedere economic, iată că ceea ce a urmat este un întreg tăvălug, peste 1,5 milioane de români afectați de statul acasă, de lipsa obiectului de activitate. Nu se anunță o perioadă deloc favorabilă relansării economice, cu toate că, paradoxal, la nivel declarativ, avem foarte multe intervenții ale celor de la guvernare, mai exact ale celor de la PNL. Vă reamintesc cu siguranță acel celebru IMM Invest, din care până la momentul vorbirii foarte, foarte puține lucruri pozitive, foarte, foarte puține firme ce au putut să parcurgă întreaga procedură. Despre toate aceste chestiuni, despre faptul că, iată, cel puțin în județele din Câmpia Dunării, din sudul țării, pare să revină un al doilea sau să vină un al doilea val de SARS-CoV-2, paradoxal, deși aceste județe n-au fost prea afectate la momentul martie-aprilie. Discutăm în această seară alături de domnul Ciprian Florescu, vicepreședinte al PSD Gorj. Stimate domnă, bună seara, bine ați revenit la noi în studio. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Iată-ne într-o continuare a stării de non-relaxare, deși la nivel declarativ am avut două săptămâni sau două perioade succesive de, să spunem, o anumită relaxare. Ultimele vești anunțate, dacă nu mă înșel, acum două zile de domnul Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, spunea dumnealui că e posibil să mai stăm până la a treia etapă de relaxare, în principal din cauza consecințelor după cele două săptămâni de relaxare. Și am avut șase zile cu peste 300 de cazuri în fiecare zi. Abia de două zile încoace vorbim de o scădere, dar și aici o întreagă discuție și poate că dacă autoritățile ar fi mai transparente și ar spune zilnic cât se testează, exact, dacă ar relata eșantionul, n-ar mai fi discuții, pentru că una este să faci o testare, nu știu, de, să zic, 500 de cazuri pe zi și să-ți dea din ăștia 300, ceea ce este mega dramatic, și alta e să faci o testare de, nu știu, 7.000 și să-ți dea din ăștia 250. Adică ponderea este clar diferită. Cum stau lucrurile? Ați fost în, să spunem, spațiul acela al autorităților și știți cât de important este impactul cetățenilor cu cifrele? Sigur că da. Foarte bine ați spus, foarte bine ați punctat. Toată această poveste are mai multe componente. Prima dintre ele se leagă, așa cum spuneați, de nivelul de testare a populației în ceea ce privește SARS-CoV-2 prezent, da, în întreaga lume. Cu cât eșantionul de testare este mai larg, este mai mare, cu atât este mai clar răspunsul, cu atât este mai clară cifra și implicit ceea ce se întâmplă din punct de vedere al evoluției sau involuției acestei pandemii. Din nefericire, autoritățile la acest moment, tocmai ceea ce este mai important, nu spun cât se testează zilnic. O altă componentă se referă la raportări, o componentă la fel de importantă. Raportările se pare că nu sunt făcute așa cum ar trebui să se facă și așa cum s-ar aștepta toată lumea să fie făcute. Adică rămân restanțe din zilele anterioare, sunt raportate, ceea ce nu e însumate. Logic. Nu este nici logic și nu este nici sănătos pentru modul în care se pregătește populația să treacă la alte măsuri de relaxare. Pentru că în acest moment, guvernanții sau, mă rog, autoritățile care se ocupă de gestionarea acestei pandemii se pot juca cum vor ele sau ei, guvernanții, cum vor cu ceea ce urmează să se întâmple. Că vorbim de stare de alertă, că vorbim de revenirea la stare de urgență, Doamne ferește, eu unul nu cred în acest scenariu și o să vă explic și de ce. Și nu cred că și-l dorește nimeni. Și nu și-l dorește nimeni. Sigur că mulți din cei care simt așa nevoia să mai comenteze pe margine și din punct de vedere politic,
emit anumite judecăți de valoare legate de modul în care această pandemie este gestionată, tocmai în ideea de a diminua pierderile pe care le poate înregistra partidul de guvernământ în perioada imediat următoare, din diferite perspective. Una este cea legată de o potențială moțiune de cenzură anunțată deja cu surle și trâmbițe de opoziția actuală. Al doilea lucru este legat de faptul că în acest moment guvernanții pot să arunce pisica în ograda opoziției, o opoziție care aproape incorpore militează pentru renunțarea la stările de stare de alertă. Și trei, dacă vreți, cu cât mergem mai înspre toamnă cu stările de alertă și cu măsuri care să restricționeze comportamentul social, cu atât mai ușor le este lor să gestioneze eventuale organizări de alegeri, de tururi de scrutin, dar variantele pe care vi le-am spus legate de factorul politic sau de joaca politică sunt doar la nivel de discuții. Asta nu pot eu să mi-o asum, nici ca simplu cetățean și nici ca membru al Partidului Social Democrat, ci doar sunt discuții care au apărut în spațiu public, sunt comentarii, sunt făcute fel și fel de paralele și aceste paralele, dacă tot am ajuns la această chestiune, aș vrea să readucem în discuție subiectul pe care l-am dezbătut tot la dumneavoastră în emisiune, în urmă cu ceva vreme, legat de modul în care gestionăm această pandemie, raportându-ne la celelalte state. Și din preajma noastră putem să ne raportăm și la ele, dar și la ce se întâmplă în alte state care au fost mult mai rău tăvălite de pandemie decât România. Evident, nimeni nu-și dorește să ajungem la scorurile înregistrate de Italia, de Franța, de Spania, ferească Dumnezeu. Din acest punct de vedere, cred că toată lumea este pe o singură voce, cântă pe o singură voce, că nu este deloc indicat să facem ceva sau să nu facem ceva ca să ajungem la acel nivel. Însă, spuneam și în emisiunea anterioară, nu inventăm noi apa caldă. Trebuie să ne uităm în stânga noastră, în dreapta noastră, să vedem sus, jos, vecinii noștri cum tratează această pandemie, cum tratează măsurile, fie că sunt ele relaxate, fie că ele sunt coercitive, în raport cu populația, tocmai pentru a putea să spunem că ne încadrăm și noi în trendul european, pentru că despre asta vorbim în primă instanță, nu ne ducem peste ocean, ne încadrăm în trendul european în ceea ce privește măsurile de relaxare ce urmează a fi aplicate sau păstrate, că e posibil să nu vină un alt set de măsuri de relaxare în viitorul apropiat. Semnale sunt că nu ar veni. Sigur că da. Problema este... Și acum putem să facem trimitere la discuțiile de pe televiziunile centrale. Pentru că aseară am văzut o atitudine vehementă de-a dreptul a unuia dintre moderatorii de la o televiziune centrală, un post de televiziune central, care spunea, și cu siguranță ați aflat și dumneavoastră această chestiune, spunea că numai în România, atenție, raportându-ne la întregul mapamond, numai în România bolnavii asimptomatici au fost internați cu forța în unitățile spitalicești. Deși ultimele recomandări în urmă cu 3 săptămâni ale OMS spunea clar că asimptomaticii din studiile clinice făcute până acum nu comportă vreun pericol pentru... Asta în ciuda ceea ce se credea. Corect. Că inițial știți că se zicea că ăștia sunt cei mai periculoși pentru că nu-i vede manifestându-se, transmit virusul. Da. Corect. După care acum 3 săptămâni sau chiar o lună. A venit OMS cu rezultatul unui studiu. O repoziționare, da. Chiar de partea cealaltă, unde spune că, iată, nu sunt periculoși. Și treaba asta, cred că a fost făcută, și când spun cred, sunt ușor ironic, cred că a fost făcută în urma unor studii, așa cum spuneți și dumneavoastră, în urma unor cercetări. Sunt convins că cei de la OMS, chiar dacă au mai dat ei rateuri și chiar președintele SUA i-a acuzat de niște chestii, dar acolo n-au fost neapărat rateuri, cât mai degrabă un joc de gleznă. Sunt convins că cei de la OMS sunt specialiști. Sigur că da. Adică așa cred. Iată, doar România și, atenție, doar 3 regiuni din India au purces la această metodă de a-i interna
în mod obligatoriu pe purtătorii asimptomatici ai acestui virus. Ori această chestiune îți dă mult de gândit în ceea ce privește modul în care a fost gestionată această situație în România. De ce Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Spania au început să-și miște motoarele și din punct de vedere economic? Nu mai vorbesc din punct de vedere social, sigur există și acolo în continuare anumite măsuri, anumite reguli care trebuie respectate de populație, o populație care, nota bene, are un grad de educație și de civilizare ușor ridicat în comparație cu populația României. Corect. Trebuie să o spunem, suntem cu toții români, nu avem rădăcini aristocrate, probabil niciunul dintre noi. Tocmai de aia îmi permit să spun lucrul ăsta, pentru că mi-asum și în ceea ce mă privește această chestiune. Nu vreau să fiu acuzat, Doamne ferește, de cine știe ce. Ca atare, cred că la acest moment factorul decident ar trebui să se uite cât se poate de clar în celelalte state și să vadă cam ce este de făcut din acest punct de vedere, pentru ca România să revină la o viață relativ normală, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat înainte de declanșarea pandemiei, pentru că trebuie să o spunem, ne place sau nu ne place, asta este realitatea. Dacă din punct de vedere medical lucrurile s-au așezat cât de cât, chiar dacă, iată, oscilăm la nivel de infectări... Dar încă suntem pe dinții aceia suntem, de ferestru. Da, din punct de vedere economic suntem... Suntem în groapa marianelor. Rău. Suntem în groapa marianelor rău. Grav de tot. Și apropo de domeniul acesta medical, imediat vă dau citire unei știri, iată, de ultim moment... Ministrul Sănătății solicită, sau de fapt anunță că îl va demite pe domnul Adrian Ionel, acuzat de mită de către DNA, dacă Unifarm nu îl înlocuiește imediat din funcție. Managerul Unifarm. Adică e noaptea minții. Citeam mai devreme, până să începem emisiunea, presa centrală spune că acele echipamente, măști în special, erau pentru zidari. Adică nici de cum, știți că am avut ceva similar și noi aici la ambulanță, dacă nu mă înșel, acum vreo lună și jumătate, în care un moment în care liderul de sindicat de acolo spunea că echipamentul nu era adecvat. Total. Ei, iată că acum vorbim de o acuză imediat în sumă de, dacă putem spune așa, 760.000 de euro pentru un contract de achiziție a echipamentelor de protecție împotriva infectării cu COVID-19. Asta înseamnă 250.000 de combinezoane și 3 milioane de măști chirurgicale. Atenție, echipamentele livrate erau neconforme. Consecința, directorul Unifarm a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Consecința imediată. Imediat, acestei. Corect. Deci, iată, 700, un sfert de milion de euro. Asta este, să spun, presupusa, până la urmă e presupusă. Solicitare de mită. De mită, da. Hai să-i deci spunem mita. În românești. Iată, presupusa, mită, 700, un sfert de milion de euro. Da. Vă dați seama, pe o logică firească, cam ce bani s-au derulat, s-au rulat, rulat, în perioada asta, cu achiziții, cu încredințare directă, cu... Asta a fost miza... Haideți să încercăm să găsim o terminologie care să nu atace în mod direct o masă largă, ci doar, nu, pe cei care, să... doar pe cei care au fost chitiți pe așa ceva. A fost momentul extraordinar pentru a fi exploatat de către speculanții care sunt în mare parte... certați cu ceea ce înseamnă contracte de achiziții transparente și fără probleme și ei legale. Au fost favorizați de această situație, pentru că iată, în momentul în care spui că eviți procedurile clasice cu postare, cu urcare de ofertă, cu așa, e clar că încredințarea făcându-se direct, practic... Vedeți, domnul Catrin, aici este marea problemă la noi, la români, și nu numai la noi, la români. Sunt multe națiuni care se confruntă cu... iertați-mă, cu acest... și ăsta e un virus, și ăsta e un, nu știu, da, un flagel. Din păcate ăsta nu are leac, cel puțin... Corupția sau dorința de înavuțire peste noapte întunecă mințile unora și îi transformă realmente în niște monștri care nu se mai gândesc la ceea ce înseamnă binele populației, da? Siguranța medicală a cetățeanului, ci se gândește, sau ei se gândesc la a se îmbogăți peste noapte cu absolut orice fel de risc. Nu contează pentru ei nici riscurile la care sunt supuși, dar nici consecințele acestor fenomene care niciodată nu aduc ceva bun. Faptul că
în stare de urgență sau în stare de alertă, legislația specifică îți permite să nu să eludezi, că până la urmă a eluda înseamnă a fugi de ceea ce este păcăli, legal. A ocoli procedurile clasice de achiziții publice, toată lumea se gândește și ar trebui să plecăm de la premiza asta. Dom'le, înlăturăm toate aceste proceduri pentru că necesită timp. Ori într-o situație de urgență sau într-o situație de alertă, e clar că acești timpi trebuie eliminați. De ce? Pentru a rezolva urgent nevoile, necesitățile cetățenilor, populației. Asta este premisa de la care se pleacă. Din nefericire, iată, se găsesc indivizi care în spatele acestor stări de urgență sau de alertă și în spatele dorinței decidenților de a elimina respectivele termene și orice alte piedici care ar putea să îngreuneze procedura de achiziție, găsesc o comoară, dacă vreți, corect, pe care o exploatează și încearcă să înșele și să-și facă rost de bani care, atenție, ăștia nu sunt bani fiscalizați, mă gândesc. Iar când vorbim de aceste solicitări de mită, este clar că lucrurile sunt limpezi ca lumina zilei. Este dureros. Este dureros și aici populația cred că simte cel mai acut trădarea din partea unor oameni care se află în anumite posturi, care ar putea să muncească și să-și desfășoare activitatea cu respectarea legii. În schimb, ei nu fac nimic altceva decât să-și umple buzunarele și conturile în detrimentul, repet, în detrimentul populației nevoiași. Știți că treaba noastră a presei este să arătăm atunci când sunt derapaje, când sunt, să le spunem, neconformități, că tot vorbim iată de neconform. Păi, ca la uniform. Se spune și a patra putere în stat, de-aia vi se spune și câinele de pază. Câinele de pază. S-a făcut foarte multă vâlvă, s-a vorbit foarte mult despre lipsa unor, să spun, elemente de comunicare, de acțiune în cazul fostului președinte al PSD, doamna Viorica Dăncilă, făcându-se și mult mișto pe românește, pe rețele de socializare. Ei, iată că nici PNL-ul nu stă mai prejos și vine la pachet. De aia uneori suspectez așa că e o comedie de a râsul plânsul cu ceea ce ni se oferă pe scena politică. Aflăm în această săptămână prin vicepreședintele PNL Vrancea, și-a luat inima în piept și în dinți în egală măsură, și luni dimineața a participat la prima probă, la proba scrisă a examenului de bacalaureat. Nu am nimic împotrivă, am clase de seral, am avut și probabil voi mai avea clase de seral și știu că unii dintre acești oameni efectiv n-au avut cum la momentul respectiv să-și continue studiile. Dar să ajungi prin vicepreședinte la nivel de organizație județeană și în condițiile în care fluturi termenul de meritocrație și de fiecare dată când ai ocazie. Eu sunt de acord, nu trebuie să ai studii ca să ai succes în viață. Și cu asta pot fi de acord. Deși n-ar trebui să existe chestia asta. Dar este adevărat. Dar se găsește se și întâlnesc cazuri. Pot întâlni și cazuri pozitive. Și așa cum spuneți, nu este neapărat de condamnat la un anumit moment. Acum vin eu și vă întreb pe dumneavoastră, cum ar trebui să trateze online-ul, mediul online, cei care fac tradiționala caterincă, de cam toți actorii politici, această chestiune. Adică la 42 de ani, toată stima pentru dumnealui. Da, e de apreciat, e de apreciat cât vrea. S-a hotărât să își finalizeze studiile medii. Vedem că a absolvit în anii 90 o școală profesională de mecanici auto. Foarte bine. Și în urmă cu 2 ani a absolvit și liceul la seral. Foarte stima, bine, corect. Toată stima corect, pentru formarea dumnealui. Corect. Dar mai putem să ne mai uităm așa în oglindă când dăm cu piatra miștoului? Despre asta este vorba. Adică nu știu. Ați punctat foarte bine. Am avut și mai devreme un caz, celebra Eba, fata fostului președinte. Da. Unde, indiferent unde ai fi pus-o, pe ce loc. Și am văzut, europarlamentare, hai să fim serioși, într-o altă conjunctură, domnișoara, doamna, n-ar fi avut vreo șansă să ajungă acolo. Niciodată. Deci nu aveți așa senzația că uneori clasa politică în anumite momente propune niște persoane? Ce n-ar trebui să fie acolo? Adică ba, eu da, ca cetățean, uitându-mă, asta e senzația mea. Ultimul exemplu, PNL-ul. Închipuiți-vă, și eu fac parte din clasa politică, dar nu pot să neg ceea ce se vede. Ceea ce este vizibil, ceea ce este la îndemâna oricui la nivel de informație, nu pot să neg. Și atunci
mă includ și eu în această clasă politică și spun da, de foarte multe ori sau de multe ori trebuie să ne fie rușine și să ne gândim de cât se poate sănătos la ceea ce promovăm, la oamenii pe care îi scoatem Corect. În față. Eu aici aș avea un semn de întrebare pe care cu siguranță îl pot lămuri studiind puțin speța respectivă. Prin vicepreședinte PNL la nu știu ce județ. Vrancea, dacă nu mă înșel. Pe mine nu mă afectează foarte tare că își dă bacalaureatul la 42 Nici de ani. Pe mine, n-am Repet, bravo lui că a avut curajul Corect. Să facă treaba asta. Nu știu ce viață a avut și nu știu dacă a avut posibilitățile să-și dea bacalaureatul până la vârsta asta. Ca să ne înțelegem, eu mi-am dat examenele la vreme, deci nu, să nu creadă cineva că iau apărarea, că aș avea eu ceva în spate, dar că mai poți găsi asta. Terminați-vă ideea că trebuie să luăm o scurtă pauză. Foarte repede. Vreau să întreb și să aflăm, și cred că va fi posibil să aflăm, cu aceste studii, fără bacalaureat, oare nu cumva o fi ocupat vreo funcție care nu îi permitea să fie ocupat? Cu siguranță presa aici centrală se va ocupa aici în perioada Aici ar putea asta. Fi o problemă. Altfel, eu n-am... Reluăm discuția după o scurtă pauză de publicitate. Tati, pot să vin cu tine să te ajut în grădină? Uite, mi-am luat sculele și tractorașul pe care le-am primit cadou de ziua mea. Pot, tati? Bineînțeles, tată. Suntem de două ori mai puternici dacă lucrăm împreună. Ești de două ori mai puternic cu Eurosport. Aici găsești motosape și motocultoare performante și ușor de manevrat. Campania de primăvară vine cu prețuri speciale la modelele Ruris, Rotact, Omac, Longin, ProGarden, Honda, Hyundai, Viking, BCS, plus gama completă de accesorii, consultanță tehnică, servis în garanție și post-garanție. Pentru oferta completă, planuri pentru vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino acum în magazinele Eurosport, în Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter, complex Eurosport, calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnul Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Accent în Gorj. Accent în Gorj. Scriem săptămânal despre evenimentele importante din județul tău. Accent în Gorj. Social, cultură, monden, politic, publicitate și sport. Gorjenii citesc Accent în Gorj. Accent în Gorj, un ziar care te reprezintă. Salon Art. De la tuns la coafat, de zi sau pentru ocazii speciale, vopsit, styling, tratamente cu produse profesionale sau manicură și pedicură cu ojă semipermanentă și gel, la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate. Indiferent ce-ți dorești pentru păr sau unghii, vino la Salon Art din Târgu Jiu, strada Minerilor, bloc 2, scara 7, parter, în spate la poliția locală. Telefon 0765 359 897. Salon Art. Crearea de frumusețe este artă. Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai modernă clinică în domeniul recuperării medicale. Tratează o gamă largă de afecțiuni, reumatologie, neurologie, ortopedie, ginecologie, pediatrie, dermatologie, postoperator, sportive, cu proceduri de ultimă generație, cât și masaj terapeutic și de relaxare. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 29, lângă magazinul Profi și la numărul de telefon 0770 115 004. Centrul de recuperare Kineto Maria. Cea mai bună clinică în 2020. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111.
Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Știm că pentru noi, femeile, este foarte important modul cum arătăm. Cu ajutorul unei tehnici inovative, fără ac, reinventăm folosirea acidului hialuronic. Creștem volumul buzelor, umplem liniile fine și ridurile profunde, chiar și bărbaților. Lash & Beauty by Adina vine acum cu o noutate revoluționară. Spune adio durerii și urmelor lăsate pe buzele tale. Ne găsești la Janin Beauty Center. Poți urma cursurile noastre de extensii gene și hialuropen, unde vei descoperi tainele acidului hialuronic. Lash & Beauty by Adina, din pasiune pentru frumusețea ta. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Am revenit, doamnelor, domnilor, cu a doua parte a emisiunii în care avem plăcerea să-l găzduim pe domnul Ciprian Florescu, vicepreședinte al PSD Gorj. Stimate domn, înainte de a ne duce mai departe cu joaca politică, pentru că am văzut inclusiv în PSD un scandal între domnul Teodorovici și domnul Stănescu, mai nou, pentru niște declarații la adresa lui Marcel Ciolacu, paradoxal, iată, se pregătește congresul, se ascund și săbile, avem un mesaj de la domnul Nicu Dobrotă, domnul Nicolae Dobrotă, cred că vă este cunoscut. Da. Spune așa, mă rog să vă întreb de ce statul nu respectă legea prin care instituțiile de stat au obligația să organizeze concursuri exclusiv pentru persoane cu dizabilități. Spune dumnealui și recunosc, n-am citit, deci nu știu legea, zice, conform legii, aceste entități de stat sunt obligate să aibă minim 4% din angajați cu dizabilități. Din păcate, domnul Nicolae Dobrotă este o persoană cu dizabilități și este o persoană care luptă, militează pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Da, îl știu, de ce statul român nu ține cont până la urmă de niște acte legislative în vigoare? Înainte de a vă răspunde în mare așa, pentru că detaliile legii nu le știu, știu despre ce vorbește, vreau să vă spun despre acest băiat că este un băiat care trebuie apreciat teribil pentru faptul că, în ciuda greutăților cu care s-a confruntat de-a lungul vieții, a reușit să-și întemeieze o familie. Corect. Are un copilaș, din ce știu eu, foarte frumos și îi transmit sănătate și lui și familiei pe această cale. Ce știe, știe bine, în sensul că există o legislație specifică care spune că angajatorul, la instituțiile de stat, angajatorul în condițiile în care are un număr mai mare de, și aici este lipsa mea, nu știu exact care numărul de angajați, da? Deci la un număr de angajați este obligat să angajeze persoane cu dizabilități. Ce știu în zona privată este că dacă angajează un număr de persoane cu dizabilități, se calculează o reducere a unui impozit care trebuie să se ducă către statul român și astfel poate angajatorul respectiv să aleagă a nu mai da banii către stat, ci a angaja persoane cu persoane cu dizabilități. În ceea ce privește instituțiile de stat, vă mărturisesc, nu cunosc exact numărul de angajați necesari pentru a permite organizarea de concursuri pentru persoanele cu dizabilități. Dar asta ne putem interesa. Cred că este destul de dificil să nu respecti o astfel de lege, mai ales când vorbim de instituțiile de stat, că ele cu asta lucrează, cu legi. Toată ziua, bună ziua, ei se raportează la cadrul legislativ existent. Dar e bine să ne interesăm și eventual o să-i dau un răspuns. Ne răspunde dumneavoastră, zice 100 de angajați. Zice că ar trebui. Deci la 100 de angajați poate să angajeze 4. Sau e obligat să angajeze 4. Da. Dacă asta ar însemna că făcând un raport, la 25 de angajați ar trebui să angajeze 1. La fiecare 25 de angajați poate angaja, poate, ar trebui să angajeze... Deci ar trebui luate toate instituțiile de stat care au 25 de angajați sau peste 25 de angajați și să se verifice dacă în au egală măsură, până la
a ajunge omul în acea instituție de stat, vă mărturisesc că în țara asta sunt, și vorbesc în țara asta, nu în Gorj, nu dau exemplu Gorjului, în țara asta sunt foarte multe entități de stat care nu au nici măcar acea minimă rampă. A, da. Conform, încă mai sunt. Conform mai sunt. Ceea ce trebuie să încă intre acești sunt, oameni. Adevărat. Adică să constrângi un om să se folosească de mâini pentru a se putea deplasa pe bara aceea întrucât scaunul nu și-l poate împinge pentru că fie este unghiul prea ridicat, da. Fie sunt trepte în loc de panta rampă. Aceea de, da. De rampă, adică e noaptea minții. Acești oameni n-au optat pentru știți starea ce lor. Știi, așa este, așa este. Este rușinos că statul în anumite entități din țara asta nu are acea minimă decență de a lăsa să intre firesc până sigur la urmă, că da, sigur că în da. Instituție. Asta e o mare problemă. Apropo de chestia asta, am avut o acțiune în vremea când eram prefect al județului. Am avut o acțiune, o întâlnire în prima instanță cu directorul AJPIS, cu doamna director da. Moreanu, o femeie remarcabilă care s-a zbătut foarte mult pentru tot ceea ce a însemnat domeniul domniei sale de activitate. A fost foarte atentă cu legislația și cu aplicarea da. Legislației în teritoriu. Și mi-aduc aminte, apropo de aceste rampe, s-a pus problema la școli, la unitățile de învățământ. Unde și acolo a fost o mare problemă. Da, de realizarea acestor rampe în ideea de a se alinia legislației respective. Am fost cât se poate de îngăduitor și eu și domnia sa atunci când am stat de vorbă cu ordonatorii principali ai UAT-urilor, adică cu domnii primari. Să știți că am întâlnit nu multe, cazuri izolate, e adevărat, care îmi spuneau așa, dom'le, eu ca să fac rampa asta am nevoie de atâția bani. Este o investiție, asta reprezintă o investiție la nivel de unitate de învățământ. Eu nu am niciun elev cu dizabilități, nu am niciun elev care să aibă nevoie de această rampă. E, aici nu mai este vorba de altceva decât de a încerca noi să ne schimbăm mentalitățile. Da, astăzi nu am un elev. Da, anul viitor nu știi. La anul sau, s-ar putea, sau în timpul dintre, anului... Sau unul dintre părinții acelui da, elev corect, normal, corect, care este integru corect, fizic, poate corect, are o problemă. Corect. Și omul ăla, dacă vrea să vină la școală, să vadă situația copilului, să vadă copilul, pur și simplu, nu poate intra în școală. Așa este. E moral? Nu. Tocmai de asta vă spun. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că semenii noștri care n-au avut aceeași șansă cu noi, care au probleme de deplasare, de exprimare, de știu eu, percepție, trebuie să nu trebuie. Este obligatoriu să aibă aceleași drepturi ca orice cetățean. Trebuie mai mult decât atât să beneficieze de ajutorul comunității din care face parte, trebuie să beneficieze de sprijinul cetățenilor și trebuie să aibă, dacă vreți, în spate o atitudine nu de compasiune, ci de, nu știu, un ajutor care să nu pară milă. Da, corect. Ci un ajutor care să corect. Pară impulsionare. Corect. Să-i arate respectivului om care are probleme că poate să-și desfășoare viața, să-și deruleze viața, chiar dacă a avut are acea... ce a avut. Și ajungem foarte scurt la una dintre ideile mele care mă frământă de mai bine de 20 de ani. Dictonul, motoul Revoluției franceze este o mare minciună. Libertate, egalitate, fraternitate. Libertate, să fim serioși. Fraternite. Nu suntem liberi? Niciodată. Nu suntem egali? Niciodată. Nici măcar biologic. Așa iată este. Ce vorbeam până acum. Fraternitate. Haide să fim serioși. Dar erau alte timpuri, trebuia să sune bine ca prindea, să se... Prindea, da? La vremea respectivă. Mergem puțin la domnul Stănescu, la domnii Stănescu, Teodorovici și așa cu mantă domnul Ciolacu. Domnul Teodorovici spunea recent, zilele trecute, într-un interviu în presa centrală, că domnul Ciolacu a propus-o pe doamna Dăncilă la prezidențiale și că nu respectă statutul PSD și că în consecință nu va respecta nici legile țării. Asta spunea domnul Teodorovici. În replică, Paul Stănescu, care într-adevăr interimar, dar este secretarul general al PSD, spune că domnul Teodorovici este un aventurier politic. Unii ar merge chiar dincolo de politic, dar în fine. Sau preocupat... exclude termenul politic. Da, preocupat să vâneze funcții, citez.
o calamitate atunci când se afla la conducerea partidului. Și îl face în mai multe feluri, incapabil să se gândească la PSD și la colegii lui, nu e un social-democratic autentic, n-a ajutat cu absolut nimic primarii PSD. E, asta poate e adevărat. Că nu știm dacă domnul Teodorovici o fi ajutat primarii PSD. Iată, domnul Stănescu spune clar că domnul Teodorovici nu i-a ajutat. Întrebarea mea vine, de ce iese acum, când se apropie Caveți, în scurt timp, congres, unde teoretic ar trebui să statuați legal niște persoane nu știu, pe 3 ani, pe 4 ani, cum aveți dumneavoastră în statut. Da, mandatul ar fi de 4 ani, dar de 4 ani, niciodată n-au mai fost cineva, exact. Sau nu mi-aduc aminte. Și atunci vine întrebarea mea. De ce acum se ascut săbile și se arată săbile? Că de ascuțit poate s-au mai ascuțit. Tocmai v-ați dat răspunsul, pentru că se apropie congresul. Pentru că vin alegerile. Ceea ce mă doare pe mine și ceea ce dezavuiesc total, chiar dacă vorbim de clasa politică, o clasă profesională, să-i spunem, da, care este înfierată de fiecare dată de poliție, de populație, pentru ceea ce face sau pentru ceea ce nu face. Totuși ar trebui să ne gândim că ne discredităm noi pe noi. Absolut. În momentul în care venim cu astfel de declarații. Păi nu vă supărați. Domnul Teodorovici a fost ministru finanțelor în două mandate, da? În două guverne. Da. Guvernul Ponta, guvernul Dăncilă. Corect. Păi dacă n-a fost capabil, dacă n-a ajutat primarii, dacă n-a făcut nimic bun pentru țara asta, de ce l-am ținut? O întrebare pertinentă. Deci ajunge și să-mi fie cu iertare domnul Paul Stănescu, un om cu state vechi în politică, cu funcții administrative și politice și cu experiență destul de bogată, cu foarte mare experiență, nu știu ce l-a determinat să facă această afirmație. Dar probabil a fost furios. Probabil. Clar a fost furios. Cu siguranță. Ceea ce trebuie să înțeleagă populația este următorul lucru. Nu e nevoie să iei ad literam aceste declarații, mai ales în preajma unor evenimente, așa cum sunt congresele, conferințele județene și așa mai departe. În aceste momente, când tensiunea crește vizibil, sigur că se plătesc niște polițe mai mult personale decât justificate. Niște polițe care fie au fost generate de anumite nemulțumiri sau frustrări din trecut, fie au menirea de a contura niște tabere ce urmează să interacționeze într-o competiție. Și astfel de declarații au menirea fie de a potoli tabăra adversă, fie de a-i minimiza. Când e preconizat a avea loc acel congres? Păi s-a discutat de această vară, se tot discută. Undeva după a doua jumătate a lui iulie, din ce... Da, ar trebui să se... Cert este că până la momentul vorbirii presa... Ce l-am auzit pe domnul președinte Ciolacu legat de organizarea acestui congres... Și-ar dori foarte tare să fie organizat înainte de alegerile locale. Deci alegerile locale să se deruleze din partea Partidului Social Democrat cu un președinte și cu o echipă de conducere validat de votul colegilor. Corect. Și mi se pare și da, firesc, este o atitudine că e problematic și... dacă intri într-o tură de alegeri fără oamenii validați. Da, vedeți, din postura de interimar nici nu poți să iei foarte multe decizii ferme. Corect. Trebuie să joci un pic pe sârmă, să mergi un pic pe sârmă. Până la momentul vorbirii, domnul Teodorovici n-a anunțat că vrea să candideze împotriva lui. Dar l-a anunțat altcineva. Da, unul la mână și doi la mână, nici n-a spus nu voi candida când a fost întrebat de presă. Adică n-a zis, răspicat, nu domnule, am eu piticii mei, dar nu voi candida. A dat-o în dungă. Da. Deci eu și domnul convins, Teodorovici joacă. Eu sunt convins că domnul Teodorovici în sinea domniei sale își dorește să intre în această competiție. Păi și nu e rușinos să intri și să nu te voteze nici 5%? Întreb, nu știu, că e posibil. E competiție, domnul Catrina. Până la urmă au mai fost cazuri. Știți ce îmi doresc eu foarte tare de la Partidul Social Democrat? Îmi doresc competiția. Uitați-vă că în ultima perioadă competiție n-a mai existat. De la Victor Ponta încoace, de la câștigarea președinției Partidului Social Democrat de către Victor Ponta, într-o competiție acerbă, aș spune. Da, corect. N-a mai existat competiție. Nici la Liviu Dragnea. Domnul Dragnea are acel episod nici absolut la Viorica fantastic. Dăncilă. Atenție, dă dreptul tuturor membrilor PSD din țară să voteze atunci, da, în alegeri interne. Da, da. Și a fost cel care a câștigat cu cât 90. Unanimitate. Na, poftim. Unanimitate. Poftim. Nici pentru democrație Zdrobitor. Nu sună bine. Acum, sigur, eu nu fac comentariile astea pentru a critica liderii Partidului Social Democrat de la acele vremuri, nu, Doamne ferește. Nu, da, și spun că mi-aș dori mult mai multă competiție și la vârf, pentru că vorbim despre
programe, despre idei care urmează a fi aplicate în ceea ce privește comportamentul politic al unei formațiuni politice. Această formațiune politică nu poate să evolueze decât din conflicte, din diferente de idei, din nu știu, principii care să se lovească la un moment dat unele de altele și să obținem o rezultantă pozitivă, o rezultantă favorabilă pentru creșterea partidului. Prin definiție, partidul caută să-și îmbunătățească scorul electoral, da? De fiecare dată, de la ciclu electoral la ciclu electoral. Nu poți să o faci decât prin competiție. Eu așa cred, așa gândesc. Și apropo de partid... N-ar trebui să se sperie nici domnul Ciolacu și n-ar trebui să-i fie teamă nici domnului Teodorovici sau oricărui alt membru de partid de la vârf să intre într-o astfel de competiție. Eu, de exemplu, mi l-aș dori, uite să spunem, acum îl citesc pe domnul, sau fac trimitere la ce spunea la un moment dat domnul Țuilă. De ce domnul Mihai Weber, care acum este vicepreședinte la nivel național, să nu aibă șansa să candideze la funcție de președinte? Discutăm ipotetic. Trebuie să lași și pe alții să candideze. Pentru județul Gorj și pentru socialdemocrație din Gorj, cred că ar fi benefic să se bage măcar la funcția de vicepreședinte să candideze. Asta cred că se va face. Bine, el va lua decizia candidaturii. Sigur, sau... noi vom încerca să-l convingem, pentru că e important așa cum... A, deci aveți aceste discuții. Au mai fost, mai organizat, mai individualizat aceste presei discuții. Cel puțin nu a transmis domnul Weber niciun mesaj în acest nu, sens. Nu, e adevărat. Este candidezi. În acest moment vicepreședinte al Partidului Social Democrat, dar mai cu seamă că județul Gorj este în primele 5 județe la nivel de rezultat politic la ultimele tururi de scrutin, îl îndreptățește să ocupe o funcție de vicepreședinte. De ce nu? Sigur că da. În plus, să nu uităm că are și alte funcții care, pe care le-a dus cu bine până acum și sunt convins că le va duce la bun sfârșit președinte la Comisia SIA. La ultima conferință de presă pe care ați avut-o la sediul PSD, s-au validat in corpore până la urmă și integral candidații pentru cele două municipii. Știți că la Motru a fost o discuție eternă în ultimele luni. Da, 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 da. Nu era candidat desemnat. Eram încă în căutare, da. S-a făcut și un ultim sondaj. Domnul Morega a fost validat de acel sondaj. Motru a mai pierdut odată, sau socialdemocrații au pierdut în 2016, tocmai prin acea pierdere, diluare, disipare, numiți-o cum vreți, a votului pe 5 sau 6 chiar candidați de stânga. Acolo domnul militarul, Dumnezeu să-l odihnească, să-i fie țărâna ușoară, a gândit-o sublim. Da. Pentru că toată lumea acolo a atribuit acea câștigare de către liberali strategiei fostului răposatului deputat domnul militarul. Ei, acum există acest risc acolo mai întâi, că aici la Târgu Jiu nu cred să existe această diluare a votului prin participarea altor oameni de stânga, da, care da, se desprinde da. Din PSD. Dar la Motru s-a creat un precedent. A fost în 2016. Da, riscul, din fericire, riscul astăzi la Motru este mult redus față de ce era în 2016. De ceea ce s-a întâmplat. Să nu uităm atunci, dacă nu mă înșel, a plecat fostul viceprimar, domnul Dobrică, da. A plecat de la PSD. Și cred că a și candidat la da. Primărie, sper să nu greșesc. Dacă nu mă înșel, a plecat doamna deputat Craibani. Da, și a candidat. Deci, iată, nume grele din organizația 5, locală. Dacă nu 6, cu tot cu fostul candidat și actualul candidat, așa, cred că au fost vreo 6 persoane de stânga. Da, atunci, într-adevăr, ne-am tăiat singuri creaca de sub picioare. Și gândiți-vă că fiecare, dacă și-a luat fiecare câteva sute de voturi, aia era. Dacă le puneai în aceeași pungă, aia era. Deși, pe de altă parte, trebuie să fim sinceri, nu e obligatoriu ca ceea ce este dispersat, adunat, să meargă în același coș. Niciodată. În politică știți că... În politică, unul cu unul niciodată nu face doi. Corect? Face 1, corect. Niciodată n-a făcut doi. În ceea ce privește Târgu Jiu, nu am emoții în acest sens, decât dacă, Doamne ferește, eu știu, se va gândi vreunul din actualii noștri colegi să părăsească structurile și să își aleagă un drum, fie individual, asta e puțin fie... probabil. Da, pentru că unitatea în organizația municipală de la Târgu Jiu e cuvântul de ordine. În momentele cele mai grele, PSD-ul a cam știut să se regrupeze și să lupte pentru același țel. Dar există riscul, și cred că trebuie să o luați în calcul, pentru că sunteți un om cerebral, un om rațional. Există Mulțumesc. Riscul ca nu toți membrii din echipă să tragă la capacitate. Hai Așa să este. Nu zicem altfel. Așa este. Să tragă la capacitatea Așa maximă. Este. Așa este. Și riscul ăsta e destul de mare, că știți cum e? Și în politică, în mai toate domeniile de activitate, sunt frustrări.
Da. Sunt nemulțumiri, da. Sunt supărări, sunt neîmpliniri, sunt, nu știu, antipatii până la urmă, poate. Și antipatii. Se poate trece peste toate încât să se tragă la capacitate maximă? Pierderi cu siguranță, nu ca plecări din partid. Da, da. Ce pierderi în sensul neparticipare... de așa, non-combat, da? Și așa mai departe, vor exista, pentru că există peste tot. Acum, ca să vă răspund dumneavoastră, o să fac trimitere la ceea ce îmi spunea domnul senator Cărciumaru în urmă cu vreo 2-3 săptămâni la o discuție pe care am avut-o legată de cum vom reuși să organizăm echipa municipală și cum vom reuși să-i convingem pe membrii noștri de la organizația municipală că dezideratul pe care ni l-am propus este pe de o parte realizabil, pe de altă parte este necesar, imperios necesar și pentru noi și pentru Târgu Jieni. Și dacă vreți, nu în ultimă instanță neapărat, dar trecut în această ordine, este important pentru notorietatea organizației municipale și pentru modul în care și-a desfășurat activitatea în ultima perioadă, activitate politică. Da. Și discutam cu domnul senator Cărciumaru și mi-a spus așa, fac o scurtă paranteză, știți bine, în 2016 la alegerile parlamentare am fost desemnat coordonator județean al campaniei electorale. Da. În condiții destul de grele pentru Partidul Social Democrat de la Gorj de atunci, cu două plecări de calibru din organizația județeană. Fostul președinte al Consiliului Județean, președinte executiv al partidului și domnul Ciocea, dincolo bine primar. Bine a spus și fost președinte executiv, e important lucrul ăsta. Asta era funcția, domnule. Sigur că da. Și domnul primar Ciocea, primar reprezentativ pentru PSD. Unul din cei mai reprezentativi, unul din primarii cu scorurile cele mai mari. Corect. La fiecare tur de scrutin. Și atenție, candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi ca independent. Ca independent, pe țară. Da, da, așa este, la Senat. Da? Adică e mare lucru. Pe sigur țară. Că da, sigur independent, că da. Cât a avut? 5.000 nici și un picuț. A avut vreo 7.000, sau, dacă cred. Nu mai mult. Oricum, să fii numărul 1 ca independent pe țară la Senat este mare lucru. Gândiți-vă ce ar fi însemnat pentru PSD și voturile acelea. Că 3 sferturi din orice poziție veneau, dacă dumnealui. Probabil da. Probabil da. Sigur. A fost o bătălie, de asta vă spun, au fost condiții vitrege pentru noi în 2016, în iarnă. Și eu am fost desemnat coordonator județean. Sigur că în primă instanță mulți au venit să-mi spună, băiete, te-au pus aici ca să-ți rupă gâtul. Să te sacrifice. Da. Eu am stat și eu și m-am gândit înainte de a accepta. O fi bine, o fi bine. Și după toate calculele pe care mi le-am făcut și închei paranteza, am acceptat această poziție. Și am reușit să câștigăm un scor istoric cu Partidul Social Democrat la Gorj. Ce îmi spunea domnul senator Cărciumaru zilele trecute? Măi nene, dacă tu reușești să readuci acel suflu și acea atmosferă pe care ai avut-o la alegerile generale din 2016, vom câștiga primăria municipiului Târgu Jiu fluierând. Bun, nu știu dacă a fost chiar aceste cuvinte, dar ideea asta este. Contează foarte mult atmosfera. Contează foarte mult modul de lucru, pentru că o campanie electorală este extrem de tracasantă. Nu numai pentru cei care o coordonează, nu numai pentru cei care sunt activi, ci și pentru restul oamenilor care vin în campania electorală și se alătură echipei active. Tracasantă din multe puncte de vedere. Tracasantă pentru că e un program cât se poate de dens, este o perpetuă deplasare între obiective sau între punctele pe care ți le stabilești ca obiectiv în ziua respectivă. Nu e sâmbătă, nu e duminică, mai sunt sărbători când nu poți să deranjezi oamenii și atunci renunți și trebuie să te organizezi altfel în ziua respectivă. De asta vă spun, e foarte importantă atmosfera și eu asta sper că împreună cu toți ceilalți colegii mei din conducerea organizației municipale să reușim să implementăm atmosfera pe care am avut-o, atmosfera de lucru pe care am avut-o în 2016 la alegerile generale. Dacă eu reușesc să fac lucrul ăsta, dacă toți ceilalți colegii mei din biroul permanent municipal vor achesa la ideea de campanie electorală făcută un pic altfel și să ne raportăm la ce a făcut în 2016, cred că șansele noastre de câștig sunt considerabil crescute. Pe final de emisiune și o să rog pe colegul meu Bogdan, bunul meu regizor din platou de acolo, de la butoane, să mă lase încă 2 minute după ceea ce terminăm, pentru că avem un subiect, să spunem, arzător pentru cineva anume. E vorba de domnul Iriza pe surse, pentru că m-am uitat pe presa centrală, n-am văzut nimic oficial deocamdată, se pare că a pierdut acea bătălie pe care, pentru acel post pe care și îl dorea la ANRE. Au fost numite alte 2 persoane,
discutabil și numirea, sau discutabilă numirea celor două persoane, cel puțin a uneia dintre ele, cu niște probleme de natură penală, cu siguranță până acum ispășite, șterse, dar rămâne ideea. Dacă pleca domnul Iriza la ANR, dispărea una dintre persoanele care vrea încă un mandat. N-a plecat domnul Iriza la ANR, n-a mai dispărut persoana de pe listă și știm, nu cred că poate fi negată de către cineva, e o întreagă nebunie pe lista social-democraților, nu mai zic de senat, că acolo, hai, unul, al doilea e mai mult decât discutabil, dar la Camera Deputaților este o bătălie impresionantă. Și acum, la prima strigare, într-o milisecundă, am cel puțin patru nume. Dacă mai gândesc încă o milisecundă, mai... La fiecare secundă... Cum se vor împărți locurile acolo? Va fi foarte greu. Va fi cred extrem că va fi cumplit greu. Și cred că se vor arunca niște cuvinte grele. Ușor n-a fost niciodată. Dar acum parcă doresc mai mulți oameni ca niciodată. Cred că cei mai mulți au fost în 2016. Mai mulți decât o să fie acum? Cred că da. Cred că da, pentru că erau foarte mulți politicieni, să le spunem membri ai Partidului Social Democrat de la Gorj, care își arătau intenția la acea vreme să se regăsească pe un loc eligibil, că despre asta vorbim, pe un loc da. Eligibil, fie la Camera Deputaților, fie la Senat. În acest moment și eu, bine, dacă mă gândesc... ironia că... a fost că chiar oameni de pe poziții neeligibile au ajuns. Au intrat în Parlament. Așa este. Deci noaptea minții. Da, noi, eu cu toată sinceritatea vă spun, eu când am început campania electorală în 2016 cu PSD-ul, am sperat să obținem împreună al treilea post de deputați, deci să avem trei deputați și un senator. Munca, lupta, nu știu, soarta. Intenția noastră de a-i convinge pe oameni că suntem cea mai bună variantă și soarta, sigur că da, a făcut ca PSD-ul în 2016 să obțină patru deputați și un senator în condițiile în care un deputat dispăruse. Deci da. Nu mai aveam șase deputați, aveam cinci deputați. Din cinci deputați, PSD-ul, Partidul Social Democrat, a luat patru. Unul l-a luat Partidul Național Liberal, domnul Dan Vâlceanu, iar senatori a ieșit domnul Cârciumaru, PSD, și domnul Iriza din partea ALDE. Da. Din partea ALDE. Și acolo a fost iarăși noaptea minții. Bă, domnul Dian Popescu s-a trecut la camera cealaltă. Pentru că era mult mai ușor. Pentru că avea certitudinea lor, deci, votului. Deci, în urma unor calcule simple. Și algoritmul de repartizare. Toate astea conduc la niște chestiuni destul de... Stimate, domn? Am ajuns la finalul emisiunii, nu vrem să-l supărăm pe Bogdan, altfel ne lasă fără sunet, Doamne ferește. Vă lansăm invitația să ne onorați cu prezența și la o proximă ocazie. Cu siguranță va fi foarte repede, pentru că, iată, evenimentele se precipită. Mare drag, intrăm pe turnantă. E plăcere să vin să vorbesc cu dumneavoastră în emisiune. Și să facem o trecere în revistă a evenimentelor oricând, de ultim moment. Oricând, cu mare drag. Mii de mulțumiri pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului, o seară mai frumoasă ca zilele acestea de iunie. La revedere!